Salvați-mă, Ellie, Trixie, Cord! Am fost capturată! Sunt închisă în peștera la capătul pământului! Ajutați-mă, vă rog! M-am strecurat aici să trimit acest mesaj, dar stați! Nu! Nu! O, domnișoară, la Ananghie, specialitatea lui Pronto. Parcă specialitatea ta era moțăitul, amice. Nu mai eticheta pe mine, domnule. Pronto nu poate fi îngrădit. Capătul pământului? E foarte departe. Trebuie să fie cineva mai aproape ce o poate ajuta. Nici vorbă. Ne-a cerut nouă ajutorul. Dar nu l-a numit și pe Pronto. Reputația lui Pronto de erou face total inutilă o astfel de solicitare. Presupun că ăsta-i locul. Ajută-mă, Eli! De aici ne-o fi trimis mesajul. Dar unde-i domnița la Ananghie? Aici. Dar nu sunt o domniță și categoric nu-s la Ananghie. Ambuscadă! Dacă lucrezi pentru Dr. Black, trebuie să fii nou. Ah, el e concurentul de săptămâna viitoare. Azi voi sunteți jocul. Jocul? Care joc? Cel pe care îl veți juca acum, după ce v-am adus aici. Iar tu ești... Nu e evident? Eu sunt maestrul jocurilor. Și ce e grozav la jocul meu e că nu pierzi puncte când dai greș. Tu pierzi totul. Slugtera. Emoția jocului. Vom refuza invitația ta. Ah? E un fel de imagine, o hologramă. Credeți că o să vă ușurez munca atât de mult? Jucați contra cele mai strălucite minți din peșteră. Ce specimen! Ar trebui să vă simțiți onorați că v-am ales drept adversari. Dacă ești atât de grozav, noi de ce n-am auzit de tine? Fiindcă cine a pierdut la jocurile mele nu poate vorbi. Nu vom pierde, fiindcă nu jucăm. Noi plecăm. Ce căutați acolo sus? Oh, cred că am apăsat pe butonul greșit. Îmi cer scuze. Aveți răbdare, o să vă dau jos. Care o fi? Ala... Enichi, benichi, ele, varenichi. Cred că am apăsat butonul de stoarcere. Vai, nu am parola de neutralizare. Repede, nu faceți nimic. Mă duc, mă ajutați. Trebuie să găsim o cale de ieșire rapid. Sau vom deveni gașca Shane la cu. Vrezi? Da, cât despre ajutor. Cred că nu e nimeni prin preajmă. Dar v-am găsit un DJ. Mai, MX, maestrul de mixaj, dă tonul distracției. Mă gândeam să vă ofer niște ritmuri potrivite unor feline abile ca voi. Muzică de jazz? Detest jazzul! Cum? E muzica perfectă pe care să fi făcut plătită. Să înceteze odată! Trage la îmbinări cu un slug berbec. Jules va scurt circuita motorul. Nu pasă de pereți! Să oprească cineva muzica asta! Jules, ciomag! Către toți slagii! Acolo! Atât de palpitant, nu-i așa? Și asta a fost doar prima voastră provocare. Și ultima, jucătorule! Dă-ne slagii înapoi și încheiem aici povestea. M-am dat peste cap și am cheltuit enorm să vă pot înfrunta pe voi.
Aleg doar cei mai buni concurenți, iar cercetările mele spun că trei dintre voi sunteți cei mai buni. A? Nu m-am deranjat să-l analizez pe cârtețoid. O, da. Pronto rămâne un cârtețoid misterios, nu-i așa? Regulile sunt simple. Orice slag folosiți va fi luat de mine. Supraviețuiți provocărilor și veți vedea la final. Eli, ne-am putea pierde toți slagii. Nu plecăm fără Jules și ceilalți. Așa se vorbește. Domnișoară și domnilor, îndreptați-vă spre următoarea provocare. Trageți mânerul și câștigați un premiu. Da. Să-i dăm drumul. Se învârte, se învârte și te vei duce acolo unde se oprește. Te rog, nu te opri la libertate. Te rog, nu te opri la libertate. A fost foarte, foarte intens, nu-i așa? Să vedem ce ai câștigat. Nu știu care-i jocul aiuritului, dar trebuie să încercăm să nu folosim slagi pentru a rezista. Hei! Asta a fost o provocare? Nu! Asta e! E timpul să ne mai gândim la regula de nefolosire a slagilor. Cred că ai dreptate. E bine, dar acum l-ai pierdut pe Fălcuță. Sper că a meritat. Oh, a meritat. Pentru mine. Pronto! Bun, încă un slag. Un exemplar frumos pentru colecția mea. Dar nu pot să vă iau ceva fără să vă dau nimic în schimb. Poftim, un măr. Serviți-vă. Practic, are o explozie de arome. Două poduri, dar numai unul vă va duce în siguranță peste groapa cu nisipuri mișcătoare. Ce o să fie oare? Faceți rapid o alegere. Găleata de mere stricate se va vărsa. Dacă am în nota... Nisipuri mișcătoare? Exact. Nu s-ar aștepta să folosim podul mai șubred. Sau da? Repede, Eli, fă o alegere. O alegere neinspirată. Săriți pe celălalt pod. Ar fi trebuit să-mi pun costumul de baie. Pronto! Poate o să revină. Din nisipurile mișcătoare nu te mai întorci, niciodată. Maestre, mă auzi? Sper că la final Pronto ne va fi alături. Eșecul presupune consecințe. Provocările lui Pronto s-au terminat, ale voastre nu. Parcă podul ăsta era mai bun. Ce distractiv! Ar fi trebuit să vă vedeți mutrele. Ostați, puteți face asta. Nu avem nevoie de slagi ca să te batem. Te-ai săturat? Da, nici pe departe. O să vedeți. Toată mașinăria este sub noi. Trebuie să fie pe acolo pe undeva cu slagii. Pronto. Talentele lui de săpător ne-ar fi prins bine acum. Da, parcă îl și aud pe cârtițoi. Alo? Hei, ați auzit și voi? Parcă vorbește cu noi de pe altă lume. Nu, din întunericul de jos, unde cineva nu înțelege conceptul de loc de muncă bine luminat. Cum ai supraviețuit în nisipurile mișcătoare? Cum adică? Cârtețoizii își petrec verile înotând în nisipurile mișcătoare. În plus am săpat o groapă în prăpastie. Ești agentul nostru din interior. Află locul din care controlează maestrul toate astea. Dar în mare secret nu poate afla că dai târcoale pe acolo. Am înțeles. Agentul Pronto s-a pus în mișcare ca o fantomă. Trei concurenți încă în picioare.
Sunteți cu adevărat cei mai impresionanți concurenți. Hei, despre asta vorbeam! Noi nu suntem deloc impresionați să jucăm cu un aiurit care are prea mult timp liber. Am avut de jucat alte jocuri, dar ce-ar fi să ne pregătim direct pentru provocarea finală? Iar asta e personală. Eli, eroul slagilor și al oamenilor. Îi poți salva pe amândoi? Dacă nu, pe cine vei alege? Vă știu pe voi, de la molul cu zombi. Ce căutați aici? Nu a fost ideea mea, asta e sigur. Trebuia să fi plecat în croazieră. Trebuie să ieși din zona de confort, Howard. Ai uitat ce a spus doctorul despre zona mea de confort? Un doctor pe cinste, ce să-ți chiar spun? Chiar trebuie să facem asta aici, în public? Trixie, scumpă Trixie, ce-ar fi să-ți antrenezi puțin trasul la țintă? 5 ținte, 5 focuri, dacă le vei atinge. Dacă tu crezi că-mi voi irosi slagii pe jocurile tale, las-o baltă. Atunci dă-mi voie să-ți dau slagi. Deși mă îndoiesc că asta o să te ajute. Ce vrei să spui? Nu trag drept? Vom vedea, nu-i așa? Ai avut noroc. Da! Da! Oh, Howard, ce palpitant e! Oh, Silvia, știi că nu-mi plac lucrurile astea. Cine o să alegi? Slagii sau oamenii? Sau eroul se va salva singur? Cord, inginerul strălucit. Ai 2 minute să construiești ceva uimitor sau prietenii tăi vor avea o surpriză neplăcută. Eli, m-auzi? Trixie! Wow! Scaunele astea sunt extrem de bine făcute. Fii atent la tâmplărie. Silvia, nu-mi pasă de tâmplăria aia de 2 bani. Ceva e putred la mijloc. Bine, Iz, un pic de miros. Știu că ai gaze de la șuncă. Deci ăsta e jocul lui. Oh, grozav! Ce e chestia asta? Nu mi-am dorit niciodată așa ceva! Diavolul chipeș către câinele mare. Sunt cu ochii pe Colette. Și am găsit slagii. Se pare că sunt conectați la Colette. Mă sperie. De asta îi fură. Le fură și energia ca să se alimenteze pe sine și jocul. Da! Asta e. Mi-am dat seama. Da! Deci, Cord, ce mi-ai pregătit? Un rucsac zburător, dar nu pentru tine. Yeah! Wow! Mersi, dar din cauza ta n-am nimerit ținta. Ținta l-ar fi trimis pe Eli în foc, iar tu ai fi fost făcută praf. Oh, ar fi fost aiurea. Ăla-i un rucsac? A fost un rucsac. Stai cu minte. În timp ce ei vor găsi sfârșitul, trebuie să-ți revizuiești un pic gândirea strategică. Ei doi nu au reacționat la miros.
Sunt mai degrabă niște roboți. Știu că nu le vei face nimic, slalgilor. Ai nevoie de ei pentru energie. O, da? Și ce mai știi? Că ești un tocilar isteț ce trăiește într-un subsol conectat la o mașinărie alimentată de slalgi și care te ajută să-ți proiectezi fantasmele. De unde știi asta? Nimeni nu m-a cercetat pe mine. Lasă roboții și hologramele. Înfruntă-mă în lumea reală dacă ai curajul. Ha! Prinde-mă dacă poți. Eli! Chiar o să vă arăt drumul. Nu încăpem toți! O altă provocare! Rămân eu! Mergeți voi! Oh, prieteni până la capăt. Știu să piardă nobil. Nu suntem atât de nobili! Cred că am găsit o cale mai bună. Cu expresul pronto! Oh-ho. Ar fi trebuit să-l cercetez pe Câltețoid. E timpul să plecăm, maestre! Dă-ne slagii! Ha, crezi că m-ai bătut? Mai gândește-te! Încă mai aveți o provocare! Să treceți de mine! Și la energia pe care am acumulat-o, nu să mai trăiți să mai jucați un joc. Niciodată. Demonul Kipeș către câinele mare. Coletul ne are în vizor. Eli către Pronto. Știu. O stâncă de sticlă Geo. Trebuie să fie o competiție corectă, nu? Da! Energia slagilor e foarte puternică. Dar voi ați stricat-o. Ați încălcat regulile și ați greșit. Ba nu! Apoi, dați buzna în casa mea și aveți pretenții? Frumoasă încercare, dar e nevoie de mai mult ca să mă oprești. Iar tu, cârtiță băgăcioasă, m-ai jignit cel mai tare. Voi asupra lui, în cel mult 10 minute. Pronto! Haideți, nu vă opriți, așa devin mai puternic. Cum stați? Mai am un slag. Și eu la fel. Folosește X-meterul, Eli, o să-l oprească. Și pe noi odată cu el. Și am nevoie de energie pentru o altă idee. Nu-i așa, răgăitule? Mișcarea de fuziune, da! Folosiți ce aveți pentru o diversiune, una care să conteze. Continuare. Putem trăi cu rușinea asta. Dar nu și cu asta. Am pornit secvența de autodistrugere. În câteva minute peștera va fi distrusă. O să aveți destul timp să mă capturați pe mine sau să vă salvați slagii. Dar nu pentru amândouă. Alegeți. Are dreptate, va exploda. Lăsați-l pe el, luați slagii. Cred că i-am luat pe toți. Am plecat, acum. Ah!
Plecați! Maestrul de joc e încă liber. De acum încolo să fim atenți la misiunile false de salvare. Asta nu a fost falsă. I-am salvat pe ei. Au dublat în limba română Richard Balint, Paul Zurbău, Sebastian Lupu, Sorin Ionescu, Anca Signirean, Lucia Rogoz, Adrian Moraru. Traducerea și adaptarea Estera Chelariu. Regia Ion Ruscuț și Adrian Moraru. Dublajul a fost realizat de studiourile BTI.